dragi pășcăneni, petrecem un Paște neobișnuit de parte de cei dragi, de oamenii pe care îi iubim mai mult decât orice. Anul acesta este unul special în care trebuie să înțelegem că vom sărbători altfel spre binele nostru și al apropiaților. Paștele este cea mai veche și importantă sărbătoare a creștinătății care a adus omenirii speranța. Chiar dacă nu putem păși în casa Domnului, asta nu înseamnă că nu-L primim pe Dumnezeu în casele noastre. Să aprindem cu toții o lumină în noaptea învierii și să privim cu speranță la viitor. Hristos a înviat!